Salutare tuturor, eu sunt Rafael și astăzi o să ne pălmuim cu abonații pe Roblox, pe Slap Battle. O să venim așa și BAM! Palmăciune. Ne întoarcem pe arena normală. Ei! Just like that! Vino cu ce? Mă electrocutat și mă lanskins! Au! Mă, ne-am pălmuit unul pe altul! Ia de aici, veric! Bă, cum oprește la toată harta? Nu e corect. Ne omoară cubul ăsta? What? Cred că dacă pălmești pe cineva și atinge cubul, moare sau ceva de genul. Bă, ce se întâmplă, bă? What, mă oprește în lobby? Dă și tu palma asta așa. Gata, mă. Sunt pregătit de luptă. Default only area. Slap battles, no one-shot gloves. Oh, ne-a schimbat harta? Mă, nu înțeleg ce se întâmplă. Oh! Am palmă mai lu... Nu, am iar default. Ce mă asta? Ah! Mă, de ce am palma default? Oh my god! Stai așa, am 263. What, tipa? Ah, ăla pune device-ul pe jos. Am 263, 268. Ah! Nu. Bă, cum mă pălmuiește din aer? Olou, râf face. Cum m-a pălmuit din aer? Că n-are sens. Deci, asta are putere mai mare, viteză mai mare, ability haul. Nu știu cum folosesc abilitatea. Dă-te de aici, veric. Ia să vedem. Pull? Păi și cum îi folosesc abilitatea? Cred că trebuie să pălmuiesc persoana. Oh, fii atent ce repede dau. Veric! Oh! Nu! Ah! Ce are mă ăsta? What? Se teleportează ca pe Minecraft! Vine încoace să te pălmuiesc, șobolane! Mă, cum am abilitatea aia? Vine bă, încoa! Oh, frumos! Avem 293. Fii atent, glove pull. Deci cred că e inevitabil. Adică ne pălmuim unul pe altul. What? Mi-a dat slow? Bă, aia chiar e OP. Cum folosesc abilitatea? A, e pasivă, mă, e pasivă, nu e activă. Uite, următoarea e activă. Teleportation. Gata, acum o să meargă. Ia. Nu e rău. Mă teleportez. Oh my god, trebuie să ne băgăm acolo, nu tot să pălmuim cât mai mulți. Păcat că nu pot să mă teleportez unde vreau eu. Mamă, câta palma i-a dat. Nu! M-a luat și pe mine. Să încercăm ceva cu Robux. Astea din stânga sunt Game Pass-uri. Gata, acum o văd. Nu mai apărea deloc mânușa asta. Bun, fii atent. Că suntem de neoprit acum. Nici nu știu ce abilitate am măcar. Oh my god! Oh my god, ce-am dat! Bă, necorect! Mi-a dat slow! Nu e corect, băieți! Nu! Opri timpul! Doamne, bagă muzica ăla! Mute rock music. Oh, i-am dat-o și eu. Bă, palma asta e insane. Credeți-mă că e insane. O bucată îi dau. Oh my god, e out. Îl are o bilă cu el. Dar n-am nicio abilitate. Dă-i. Oh, ce bucată. Dă-i. Oh. Bă, sunt insane de puternic. One shot. Ar trebui să-ți dea mai mult în momentul în care și eu mori cu mânuța aia. Default only arena. Ah! What, m-a făcut mai mic. Get out of here. Oh! Thanos! Oh! M-a oprit. Bă, sunt de neop... Ah! Șobolanskis! Bă, e prea OP aia care-ți dă slow!
Ok. Ok. Îi curățăm, îi curățăm, îi curățăm. Trebuie doar să sar non-stop și să te ferești, că ăștia au abilități. Oh my god, ce se întâmplă, bă? What? Cum a murit? A dat cu abilitate ceva. Ok. Bă, care să pârțe aici? L-am zburat și eu. Mă, da. Șavalarilor! Mi-a anulat puterile, ce s-a întâmplat, mă? A, uite, mă, acum așa a revenit. A, ok, înțeleg ce fac ei. Mănușile de gheață îmi anulează mănușile mele. Au, mănușile de gheață îmi anulează mănușile mele. Bă, ce nebunie. Nice, nice. Hai să ne dăm palme. Ce se întâmplă, bă? Uite, mi-a anulat mănușa. No! Ho, oh, bă, ce bolare! Bă, ce mănușe aia de gheață? 553 e haterul meu numărul 1. Bă, m-a făcut cutie! Bă! Oh my god! Ce ne... Ok, am următoarea mănușă. Ghost. Yeah. Păi a zis că devin invizibil, what? Ce s-o auzi, mă? N-am văzut abilitatea. Deci nu am văzut-o. Ability? Mă, este invizibil acum sau nu? Doamne, mănușa e stupidă de tot. Come on. Cred că durează până îmi dau abilitatea? Dar de ce nu mai pot să lovesc? Ai în chat, mă. Ah, ce mișto. Ne pălmuim toți aici. Ce s-aude, bă? Deci pe cine lovește cu mingea aia? Doamne, doamne. Bă, mă campează. Mă ridic, mă lovește iar. Ăla chiar era șobolan, gen avea caracter de șobolan. Na. Na. Oh. Oare dacă joc cu shift lock mă avantajează? Se pare că nu. Se pare că nu. A, e ok jocul, e așa addictiv, parcă să tot vine să dai restart și să încerci să deblocheze altele noi. Bă, dar ce mănușa aia? What? It, unde eram? Am crezut că am murit. Ce mănușa aia, mă, că e prea OP. E insane. Oh, le dai... Ah, le dai stun tuturor. Nu era, nu era, dar nu cred că e aia pălmuța. O, bă! Mamă, mamă. Și acum fiți atenți, aplecați-vă. Stai. Aplecați-vă în fața mea. Vine Fanta Man și mă pălmuiește. Băi! Ce se... Iată, îl pălmuiesc de jos în sus. Ha! Bă, ce se întâmplă? Doamne, doamne. Ia din că e prea amuzant. Eu pe toți după mine. A, dar mai sunt câțiva. Hai, mă! Bă, cum m-a lovit? Doamne! Oh, my God! Aia e reacția mea. Ok. Avem aproape 1000. La 1000 ne lasă să face nebunia. Ability pool. Cred că asta era de... Îi tragi lângă tine. Ia, mă, ce abilități au următoarele? Genetic... Mamă, 4000! Și era iar flopa. A, dar poți să cumperi pălmuțe, mă. Cred că poți să cumperi din nou. Mă mir că nu te lasă să cumperi mai multe. Acum înțeleg eu care e șmecheria, că avem 1200. Și era de rupe flopa.
Stai, nu radio, nu asta, 250-a. Animation pack, ce-o fi aia? Este așa. Nu știu ce e asta. Am alte animații sau ce se întâmplă? N-am idee. Giant wall, ia fii atent că fac un zid gigantic. Ia. Care șuieră, mă? Hai, la pălmoială. La pălmoială, băieții. Ia uite ce vin. Alex, repede, șobolană. Uite-l, mă, păi, Rafael. Uai de capul meu! Mamă, ce tare e chestia aia! Mamă, că da peretele, fii atent că mă urmăresc tot și le bag mare perete. Vezi ce bait îi dau eu lui Alex acum, șobolană. Fii atent, ia veniți, domn, cu acei băieții. Hai, sunteți mecheri? Nu veniți după mine, vă rog! Dă-i, bă, abilitate! A, l-am dat în față? Credeam că-l da... A, îl dă unde mă ui, nu... Unde se uită caracterul, nu unde mă uit eu cu cursorul. E cam prostie, dar ok. Hai să pălmuim un pic. Șobolanu. Bun, 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 bun. Abilitatea mea e aproape gata. Bun, fii atent. Nu, bă! Au, te-i pe-ai mei. I-am luat pe toți la rând. Șuieri, flopa. Na, i-am rezolvat. Ce față ai, Rafa, avatar. Ce zic, mă, abonați acolo? Stai așa că se respawnează mulți acum. Mă, ce se întâmplă? Pleacă zidul în sus, what? Vai, 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 1500. Oh my god. Oh my god. Ok, hai să vedem. 1500, 2000, 1700, 1500, 0G. Cred că o să fie gravitația 0, adică zboară oamenii. Stai să vedem ea. What? Doar eu zbor? Și ce legătură are? Văd că aruncă un pic. Ea doarme. Păi bă, nu mă ajută cu nimic dacă doar eu zbor. Cu ce mă ajută? Că scap dintr-o anumită situație, probabil. Da. Gen, dacă eu sunt pe margine aici, ajutor. Joacă pe asta. Rafa are hack. Ha, ha, ha. Râd abonați. Care cred că am hack. Am băgat hack-ul să zbor. O dai cu abonații? Ne pălmim de ne rupem aici. Și fix când să mor, fix când să mă arunce în prăpastie. Baby. Oare dacă... Ce se întâmplă? Ok, am o idee tare. Dar nu știu cum să meargă. Stai să-mi vin abilitatea. Omul meu se face piatră. Bă, cine șuieră, bă, ca flopa? Au, ce palme ne dăm. Mai palme visez la noapte. Joacă-o pasta. Bun, fii atent. Sunteți pregătiți? Mă duc la margine și las un abonat să mă palmească. Nu, băieți, nu. Și apoi? Păi nu, mai revin la... bă. Bă, e prostie, mă. Ascultați-mă, e prostie. E prostie, prostie. Trebuia să mă salvez acolo. E pasiva asta, șlep. Deci nu face nimic. Nu știu ce face șlep. Ia. Yeah. Ce pasiv are, că nu înțeleg. Mamă, ce mult îl aruncă. Ok. Asta e interesantă, că îl aruncă mult în aer. Ia să mai încerc o dată. Nu, hai aici, ce, slap... Royal. Ok, și că începe. E interesant. E efectiv Fortnite. Adică, what? Dar ne pălmuim. Ce se întâmplă? Hai să încercăm o altă strategie în loc să sărim din start aici. Pentru că știu că acești copii nu au răbdare. O să ne ducem la casele de acolo. Însă nu știu cât de departe poți să sari. Poți să... Nu, cobori destul de repede. Dar nu știam că ajunge așa ușor. Nu, pack a punch.
Văd ceva acolo. Și am luat. Habar n-am ce am luat. Iată. Ceva verde aici. Apple. O l-am dat viață, cred. Unde sunt, măi, inamici? Ia să-i văd. Adică îl rup acum. Oh, get Shrek, baby! Baby! What? Ia te că vine la să-l bată. Get Shrek, baby! Bă, cum dă mă ăla cu bombe? What? Cum nu l-am atins după ușa? A venit third party, fugiți! Iată petrecerea, lasă pe ăla să moară acolo. Da, acum îmi trebuia mărul ăla să-mi dau viață. Ăla n-are nicio șansă. Oh my god, ce joc nebun. Hey. Cum m-a atins, nu înțeleg, dar hai că îl căpăcim pe ăsta. Plus că n-ai motociclete, n-ai mașini, n-ai nimic cu care să te miști. Ia de mă, ăsta una. Bă, nici aveam... Palma pregătită. Dei! Ce se întâmplă, mă? Cine mă ăsta verde brazilianu? Brazilianu, ia vine în coa. Ok. Damn, nu vezi nimic, trebuie să dau first person, cred. Get out of here. Ah! Pa, pa. Mai sunt 12 playeri. Zona e destul de mică. O să trec râul ăsta. Poți să intri sub. Care-te de aici, amigos. Văd că intri în peșteră, în munte. Bă, ești nebun. O dăm în peșteră. Uite-i pe aia ce campează. Nu te cred că la campează pe munte. Wow. Intri pe Roblox ca să campezi, bro. Coboară de acolo, șobolane, că îți dau una acum. Da, nu te vezi. Campează pe munte, omul meu. Așa stau și eu și câștig, da? Cam boring și durează mult meciul. Iar brazilianul. Cred că mereu în orice joc o să ai genul ăsta de player de campează tot meciul, toată harta. Mamă, ce-a zburat ăla. N-am apucat să iau decât o chestie de aia albă de power-up. Aia e key, dacă luăm măcar două, eu le cam dau baita stura, cam puțină viață. Ia uite Timari. Bă, unde e brazilianul să fac echipă cu el? Uite ce sovani ăsta să iei peste mine. A, da? Păi dacă vreți să ne batem... Hai că vă duc la frățiorii mei dacă vreți să ne batem. Dei. Ia vezi că s-a schimbat un pic afacerea. Suntem 2 pe 2 acum dacă ăsta vrea să facă, să facem echipă. Ok. Bun. Brazilianu talpă iute a venit. Oh my god. Bine, brodere. Care, cum ne batem, bă, că eu nu mai înțeleg nimic. Eu sunt cu... te iei de fratele meu. Ne bate pe mândoi ăsta. Să mă bătă și te rog, aleții. Bă, brazilianul ăsta are ceva, uite cum dă din mână. Și cum se întoarce. Ce plescăneală, ăsta are power-up ca lumea. Hai pe brazilian. Ieși, mă, din apă. Mamă, ce-a dat-o la brazilian, ești nebună? Brodărinski. Vai de viața mea. Cât mai e, bă, zona asta, nu se mai închide niciodată. Au venit frații pe treu și pe mine, repede. Fugiți de aici. Că e jalete. Dar dacă îi dădeam o palmă acolo, zbura de pe tot podul. Mai că am venit zona, dar tot e mare. Și că e muzică din... Ia uite-i pe ăștia. Mă, voi ce faceți? Ce faceți voi aici? Echipa de 3?
șobolanilor. Și că suntem pe Terraria. Oh my god, brazilianul se duce. Brazilianul. Oh, brazilianul. Mamă, i-am dat una la brazilian, dar a zburat. Știți că la începutul meciului era pănai ca lumea, frățiorul. 9 player în viață. Bă, dar a durat meciul ăsta jumătate de oră. Stai chiar să-i dau și lui Froggy una. Mă, ce căutăm asta aici? Froggy, ia rezolvă-l, mă, pe frate. Pă, tătistruțu. Că vă iau pe toți la rând acum. Ai de viața mea. Și ai urădere. E chestie și de internet, știi? Contează mult. Ăștia sunt trei pe mine. N-am ce să mai fac. Decât să fug în munți, să mă retrag. Asta va fi strategia mea. Oh my god! No! Ajutor! Ah! Da, problema e cu echipele, știi? Cam asta e problema la joc și am văzut că se plângeau aia și în lobby. Sunt care fac câte trei, uite, știi, aveau echipă de trei. Adică n-ai ce să le faci dacă e echipă de trei. Unlucky, dai un joc de Roblox, n-ai de ce să te oftici, oricum e... E cam plictisitor jocul în sine, știi, adică... Cred că o să tai mult pe filmare, dar te plimbi extraordinar de mult și nu faci absolut nimic. Măcar așa într-un shooter mai tragi cu pușca, mai faci, mai o motocicletă, mai fugi. Aici e prea... Poate să fi început meciul așa, mai restrâns, nu știu, sau să se ajungă mai repede, să meargă zona mai repede. Merge prea încet și harta prea goală. Froggy ăsta era cu noi. Dar nu-l cheamă Froggy. Adică, uite, știu cum stau, frate, sunt câte trei. Nu e corect. Și mai durează jumătate de an până se rezolvă. În fine, până se termină meciul. O să ne oprim aici cu episodul. Dacă v-a plăcut, apăsați un așul de like. Ne vedem la viitoare. Pooo!